Mesajul nostru este adresat cetățenilor ca să fie mai responsabili față de mediul înconjurător. Credem că evenimentul este o oportunitate, ocazie să sensibilizăm oamenii în privința mesajelor pe care noi le transmitem în cadrul asociației. La Iarmarieco am venit cu câteva inițiative. În primul rând am adus panoul puzzle pe care l-am creat în acest an, care reflectă schimbarea pe care o poate face orice locuitor, orice cetățean responsabil și cum se schimbă localitatea la față atunci când cetățenii achită pentru evacuarea deșeurilor. O altă inițiativă cu care noi am venit este colectarea de semnături pentru stoparea turismului barbar, destructiv, ilegal în zona plajei de la Dumeni și în toate ariile naturale protejate de stat. De asemenea, am venit aici și arătăm seria de reportaje de mediu pe care le-am realizat în acest an la asociație și Ecopresa și jocul online dedicat apelor uzate.